Salutare la toți! Parcă se apropie toamna. Azi la noi a plouat. Alex a dus să testeze ATV-ul prin apă. Și cum prin apă? L-ai murdărit? Ești mai liniștit acum? Îmi place prin apă să merg. Îți place? Uh-huh. Că tare prin glot trebuie. Dar glot nu avem aici. Dar să ne ducem într-o zi cu tata. Să ne ducem prin glot, da. După vreo două luni de soare, azi a plouat noaptea și cam răcoare sunt 22 de grade de la 38 ieri. Azi 22 de am să simt mai răcoare. Cristina, am fost ușor. Mă uitam la TikTok și am pierdut oră. Nu ți-e frig? Da, mi-am pus plapă, m-am mâncat micul dejul, ia uite aici. Uh-huh. Și miere, și magiun, și pesmet, și unt, și ceai. Mie pe unde-i? Am intrat în casă, că mi-e un nota aia, Alex. S-a dus în casă? Noaptea îi place-i. Da, mai ales. Pisicile văd noaptea. Văd noaptea mai bine, da. Și azi nou ne-a venit mâncărica pentru mie, șapă. Adică, da, dozatoarele astea automate, care în priză, cu așa să le deschidem, cu mâncare automată, de 4 ori pe zi. Mâncare automată? Da, mâncarea... automat, să, când plecăm pe câteva zile, adică să aibă mie. Da. Și apă, în stil, așa, ca robinet, curge. Să joace, că eu știu cu fisicile. Nu se joace, așa, pur și simplu, să recicleze. Da, hai, deschide mai repede. Ta-da-da-dam, 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 ta-da-da-dam. Parcă nouă ne-au venit cadourile, nu lui... Amazon Power. De pe Amazon le-am luat astea. A venit repede. Vine repede, da. Ce s-a dat pe tine cu un cuțit? Ai emoții. Ai emoții? Oh, no! Ai emoții. Alex, nu ții de mâncare. Alex, n-o să fie un șoc de seara când o să vadă. Da, de-am gata, n-o să mai fix. Îi puneți mâncare lui Mia. Da. Da, deja... Că nu e problemă, nu știm dacă copiii au hrănit-o, n-au hrănit-o, că e des o hrănesc. Ce n-au hrănit-o? Că Mia, de obicei, când treci cineva pe aici, este la farfurie. Da, și noi nu înțelegem. Dacă stă, nu-i de mâncare. Asta se dozează. Aici se dozează chiar, da? Pui doza și de câte ori pe zi. Super. Da. Așa că, Miuța, hai să punem la dietă. Pui mâncare și... Da, și apă. Asta e pentru apă, vezi? E ca așa din robinet curge. Nici noi n-avem așa. Miuța. Miuța, să fii bucuroasă, Mia. Eu nu înțelegem ce se întâmplă. Taman are locușor. Taman, priză, da. Deci înseamnă dacă pui priză mult în casă? Da. Să vedem. Nu sunt Xiaomi și de astea, da? Ca un fel de mărci, văd că. De la Petlibro. Sunt totuși buni. M-am uitat la recenzii foarte buni. Mm-hmm. Hai să începem cu apa, da? Cu apa. Hai cu apa. Alex, parcă lui ăla. Interesant. Wow! Da, aici pui 3 litri de apă. Strumșele. O dată, în două săptămâni, schimbi. Da, pentru interiorul nostru. Aha. Culori frumoase. Să vedem cum. Și-o de mare? Da, pentru că pune multă apă, tineam. Pune multă apă. Nu o să plecăm pe 3 săptămâni, pe 2-3 zile maximum. Mai mult nu. Dar oricum, o dată, în două săptămâni, eu schimbăm. Schimb apă, căci e multă apă și se reciclează mereu. Se... faci ciclul, adică. Mhm. Robinetul. Asta aici e tătecul. Da. Robinetul e acolo. Și încărcătorul și robinetul. Mhm.
să vedem. Așa încărcător are, da? Da. Așa. Eu, wow, ce robinet. Ți-ai minte când căutam pentru băile noastre, vroiam așa ceva de... Da, da. De, ca scurgă, știi? Uite la dânsa ce robinet a să aibă. E foarte simplu. Adică spune așa, spune robinetul și deci curge apă. Și aici e farfurită. Pe urmă e pe aici, curge așa și îți duce înăuntru. Și se reciclează, cum ai zis. Re... Faci și ciclu, da. Care asta e pompa. Uh-huh. E pe ideea astea. Și da. Și nu se miște. Pe aici se iasă apa în sus. Mai întâi trebuie să punem cablu sau scoatem afară pe aici. Ah. Wow. Filtrul se schimbă. Ai, dar iată. Asta dacă pui apă din robinet, știi? Sau că e ca și cu da, carbone, da, și da, cu... Da. Dar la noi apa din filtru, o să punem? Da, și la noi e foarte bună apa din filtru. Nu să schimbăm filtrul ăsta. E, oricum, o să ne mai uităm la el și o să vedem care-i starea. Dacă apa acolo este și preză de asta care n-a să încurci? Nu. E făcut așa că să nu curg. A, e specială. Da. Că așa am pus, pompa se dă și mai tare. Scurgă robinetul mai tare. Interesant. Să o punem. Să instalăm, să vedem cum curge. Aici se arată cât apă este în interior. Da, da. Noi am pus așa puțin. E ca așa el scurge. Wow. Și deci apa care a să iasă pe aici, o să intre. Eu o să duc prin filtru și o să se filtreze. Mm-hmm. Și mie a să bei de aici. Dar nu o să steam. Nu, dar pe el nu curge în cecișor. Pune jos și să vedem. Acum și o să o punem, împreună cu mâncare. Mm-hmm. Ca un fel de havuț, tătic. Da, un fel de havuț. Așa, și ia să bei de aici. Să... Și o lumină. Și mai sus, știi, că nu da, trebuie da, să pleci. Da, 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 corect, e deja au crescut mari. Și lumină și multă apă. Foarte modernă. Mm-hmm. Așa. Stingem. Hai să trecem acum la... Mâncărică. Mâncărică. Așa oricum rămâne, chiar dacă o stingem. Da, chiar dacă rămâne. Stingi lumina, aici rămâne farfurica asta plină cu apă. Miuța, ce așteaptă mami? Ea așteaptă mâncarea că trebuie într-adevăr să o hrănim. Acum și ai să mănânci. Da, ea nu știe ce o așteaptă. Device-ul nou. Da. Unicul minus cu Amazon este dacă ești din America produsele, că prizele este mari, știi? Da. Trebuie adaptori. Special. Aratul urât. Dar spune-mi pe asta și o să o pun în spate să vadă. Adică apa asta din America? Nu. Device-ul. Device-urile, mămic. Așa, hai să trecem la mâncare. Să organizăm și mâncarea. Da, dar de ce nu punem acolo? Pentru că nu e priză acolo. Deci așa, asta e instrucțiunea pentru apă. Da, dar noi singuri am... Nu știm. E ușor, nu? Da. Nu trebuie instrucțiuni. Hai să deschidem și acesta. Noi acela a costat $25 apa, dar asta 65. Nu ne costă mâncarea cât device-urile. Da, dar e super. Arată, știi, așa, designul ca la Xiaomi. Despachetez așa, parcă despachetez ceva iPhone. iPhone. Oh. Au culori frumoase. Vai de mine! E foarte super, da. Dar ce înseamnă butoanele astea? Păi e programare. Da, are și voce are. Da, ia uite acolo. Put one cable in. A, până la 10 mm granulile astea. A, acum și vedem, că nu știu cum. Are granulile. Safety, și nu poate da mâța jos. Da. Și așa n-a zupat, că e cam grea. Uh-huh. Și așa trebuie să fie farfuria. Are și farfurie. Da, așa că așa arată. Dozatorul, da, e că se rotește asta și pune câte doze. Ca la cafea. La aparatul de cafea, știi, tot are așa înăuntru. Așa, așa și așa, pentru că s-o mai curăț, cred. Mie miroasă acolo. Mie iuța tă, mă tinc, îi place de la robinet să bea apă, știi? Acuș încă nu ia, încă nu ia. Acuș, iubire, acuș. Ceva o înțeles că e ei. Ia stai să se pun. Ia, ia să vedem. Vrei să bei apă?
tăticu, bravo, Mițu, eu am crezut că ea sperie. Bravo, mămaize, bravo, biapă. Dacă îi place bunișorul. E o leacă. E mai super aici. Farfuria aceea de plastic. Zbele e bine. Îi place, uite-te. Ai zis cum a zbea cu jdecă. E clar, e din robinetul plastic. Nu s-a speriat, Mia! Așa. Hai să vedem aici ce avem. Să vedem și cu mâncarea acum. Mi-mi interesa... Aaa, eu am crezut că ceva cade, el are și farfurie așa aparte. Automatic feeder. Asta sunt numeroasă mâncare. În interiorul punem sau ce? La mâncare sau aici? One piece. Astea cred că să mai trebuiască de luat. Dacă sună... Nu să vedem, da. Și face bine? Cred că este... Are și să juca aici. De... Asta spune așa. Uh-huh. Wow. Gata, e stabilă. Și mă, îți trebuie să ai pentru așa dispozitiv. Ești la câine să folosești. Am înțeles, da. Și cade de aici. Psici mai mari, da. E oricum o să crească mai mare la noi. Pe fetița. Nu, uite, uite, se face. Puțin că nu a atins acolo la robinet și te mult, acum nu. Anume, de unde curge îi place să, bag, să bagi botul. Bine la robinet. Miuța. Ca să bei mai mult așa, poate. O, oh, mușcă. Miuța, nu strica Miuța, costă bani. Uite la dânsa. Îi place. Curioasă, curioasă. Spune așa cablu, cic, frumos. Aici spun trei baterii mari. Da, de cele mari, știu. De cele mari, că în caz că se întrerupe lumina și nu ești acasă, el lucrează de la baterii. Aici este și microfon. Da, ceva microfon arată, dar nu știu. Este și microfon. Pentru ce? Nu microfon, că... nu microfon, nu microfon, a, da, microfon, că să-mi scrii vocea ta. Uh-huh. Poți, înainte de a cădea mâncarea, poți spui, Miuța la mâncare. Și el spune întâi, Miuța la mâncare, vocea ta. Serios? Și pe urmă de mâncare. Oh! Da, i-am văzut, asta e foarte super mult. O să facem tătic așa, că ia uite mâncare cu mâncare, da, nu? Nu are rost, da? Da, da, e deja, da, o să știm. Acolo și de uitați, vă așteaptă, parcă înțelegi că o să mai fie ceva. Aștept mâncare? Așa. Wow! Purșin, credem că spui pe acum. Eu noi, e tot așa, uitați-mă și de bine. Zic, și eu scris când o dau de Sergiu. Scoatem și asta. Aha, asta spune aici. Asta e un fel de filtru ca să nu iasă mirosul de mâncare, da. În afară. Da, nu cred. Miroase că capacul e capac normal, vezi? Da, da, spun da. Capac cum se miroase? E oricum. Da, asta îmi pare că nu e filtru, dar e moisture, ceva pentru umiditate. Să nu sumezească granulele. A, mai mult că ca precis e asta, da, tătic. Asta ce? Filtru, tătic. Filtru, oare. Nu știu că mi-a străbească acolo sus să mănânc. Nu, da, cum așa? Babe de cafea! Da. Cum că ai de două, tătic? A, de două? Unde vezi de cinci? Da, miros. Gat. Am așa mâncarea de... Așa miros. Că-i mult de asta mai am. Este șorfăie. Da, uite, interesant. Mia! Mia! Ia eu, Alex, ca să strângi făina muș de acolo. Închide dulap. Mia. Portnoi. Portnoi. Dar trebuie să punem întâi ora. Da. Scrie portnoi? Porțion, porțică. Porțion, porțion. Și întâi ora trebuie să o setăm. Tăi. Lăcata că e încuiet. Așa. 13.35. Stai. Amil. Cât? 36. Și mil. La ce oră asta? Hai pe mil 1. Să
fi la 13:38. Să vedem dacă lucrează. 13. Порции. Порции. Aici câte порции? Hai să spunem una. Să vedem cât ies. Порции? Да, câte da. Порции? Să aude. Dacă era gol înăuntru, știi? Trebuie să pui mai multe porții. A, să poți și cu mâna, dacă vrei să pui, știi? Asta e o porție. Asta e o porție. Păi nu, tu pui până la 12, da, da, setezi. Da. Nu, undeva vreo 4 porții să trebuie. Da. Asta, două porții. Nu, trei ajunge, uite. Trei porții să-i punem, da? Da, trei porții. Trei porții, odată dimineața, dimineața și seara. 4 ore îi dădem acum. 4 ore în zi. Îi punem la ora 8, la 1, la 5 și la 9. Da. Așa e mai bine. Ok. Super. Și uite așa lucrăm. Adică să punem ora. O să setăm, da. Da, dimineața, dimineața și seara. Hai să le turnăm în acolo. Și asta de metal scoate, vezi, rămâne asta. Se spală. Se spală. Acum, haide să-i dăm mâncare, să vedem. Da, acuși tăticu să o instaleze acolo jos. Și o să-i punem trei porții, să vedem, o să apropie. Mie, dă-te că acolo e locul la mâncărie, că Mie. Așa. Se speriat. Așa o mă când da, e de pila noi sari, căpriță. Uitați-vă și frumos arată. Da, dar mie s-a dus acolo și astea viață. Miuța, e acolo? Gata? E crede că... Ia să vedem ce să fac. Da. Hai aici. Crede că aici pentru altcineva. Stai să aduci. Vine în coază, mă. Pune mâncare, tăticu, să dăm azi vină? Dacă să-i pui mâncare. Acum se audă că e, nu știe. De prima dată acum se audă, e n-a să știe că e mâncare. Da, da, da. Ia să vedem. Așa, ia să vedem. Miuța. Stai, nu pe asta. Tu n-ai pus. Pe jos. A doua. Da, stai, stând aici. Miuța, ia. Miuța, ia. Uite aici. Ia. Asta ce-i? Două porții și punem două, da? Două ajunge. Da, două porții ajunge, tăticu. Două porții? Da, era tot. Gol atunci și de asta. Da. Și două porții. Poftă mare! Și uite cam așa instalație. Deja aici prizele astea să luăm noi altele mai... Grămădite acolo. Asta e mare, da, să o special una mai slim așa. Mai îngustă. Gata. Uite așa. Mie noastră s-a înnoit. Două porții destul, tăticu. Da, da, și încă și mult. Dacă avea să vorbească, avea să... Avea să spui mulțumesc, da. Da, mai pune și pe jos. Ia câte una pune jos, o mănânc și apă iară. Am pus acolo 3 kg de mâncare, 3 litri de apă. Apa peste 2 săptămâni o să schimbăm. Poate și peste o săptămână, știi, că să fie mai proaspătă. Da. Păi dacă pui mai mult, da. Mai mâncarea se păstrează bine acolo, că e închisă bine. Știu, vreo 2 săptămâni o să aibă mâncare. Deci eu așa, după cum mai zice. Mult, cât ajunge sacul ăsta pe lună? O lună, deja. Era ajungea mai mult, deja mănâncă, e patul mare. Așa, da. Patarul linge. Gata, am mâncat și acum se linge. Spală. Da. Se spală, da. Și uite așa produsele. Foarte super. Pe AliExpress nu sunt așa calitativi. Sunt dar mai altfel, așa un pic mai ieftini. Și plus la asta trebuie să așteptăm o lună, două, să vin în Moldova. Da, așa de pe Amazon în 2 săptămâni au ajuns la noi. Pentru cei care nu știți cum să comandați în Moldova de pe Amazon, o să apară aici un video unde explic detaliat cum să comandați. Și doar în 2 săptămâni să fie acasă. Foarte comod. Poate cu câteva ori că s-au apucat de mâncare? Era mâncare. Voi vreți pateuri? Pateuri, da. Puține să fac cu cartofi? Și cu brânză. Și cu brânză. Și Sergiu a fost la poștă și mi-a adus tăpcei.
Noi astăzi mai mult cu la de pe șa, de pe jum, da? O lună de zile fix o făcut. Uh-huh. La modă, i-am cumpărat cu preț redus. Și cu modă? 7 euro am dat. Da, foarte comod pentru plajă. Frumos, îți plac? Da, super. Vreau să imităm pana de curent, adică e că 3,59, am pus la ora 4 două porții și am pus deja 3 baterii mari acolo și o să scoatem din priză să vedem pe baterii dacă o să lucreze. Ar trebui să lucreze. Așa, hai, ora 4. Da, lucrează. Eu biluțele le-am făcut, nu o să fac foarte mult, îl las puțin să se odihnească. Și vreau să fac niște biscuiți. Am aici untul la temperatura camerei, 2 ouă, zahăr. Unt aici am 150, 130 de zahăr și terci de ovăz. O să-l dau prin blender, să-l mixez, să-l fac praf cafeină și 10 grame de praf de copt. Și atât. Fulgii mei au devenit făină. Ce facem mai departe? În unt punem puțin sare, adăugăm zahărul tot și amestecăm bine. Încet, încet adăugăm câte un ou și pe urmă adăugăm și făina de fulgi de ovăz cu puțin praf de copt. Vreo 6-7 grame de praf de copt. Aluatul meu este gata, îl pun la frigider pentru o oră și revenim. Ce mușcat cu brânză? Nu vrei? Cartofi. Nu-ți place cu brânză? Mariana le adoră. Eu acum am aduc și eu de la grădiniță și o să iau și un patio de ăsta. Am pus și feta. Ți-a plăcut? Sunt eu leg de feta? Nu. Nu? Eu n-am sunt. Mariana spune că e cu varză astea. N-am făcut multe. Da, da, pentru azi. Ca pe urmă nu ne place să fie reci, n-alta. Caldele sunt mai gustos. Da, mă aduc. Da. Până veniți, fac și biscuiții deja gata, doar să-i pun în rolă, să vă explic pe urmă ce am făcut. Poftă, Marie! Poftă, Marie! Am luat-o și pe Ariancic, salut! Salut! Dar ce sunt pie? Asta pe... Oprește. Pentru microfoane, asta pentru microfoane. Da. Pentru microfoane. Pentru vânt, adică. Dar ce, te-ai cuprins acolo cu Luiza, da? Da. Cum la grădi? Bine? Hai, urcă. Cum la grădi? Bine. Bine? Ai mâncat? Ți-i foame? Ți-i foame? Ți-i dă-i tata ceva să mănânci? Care a făcut mama? Stai că acum și-ți spun eu centură. Ți-i dă ceva? Stai, spun centură. Deschide. Miros. Ce-i asta? Ce-i asta? Cu varză, adică cu brânză, dar tu îi spui cu varză, da? Cu ce? Cu brânză sau cu varză? Cu ce? Spune tu. Cu brânză. Cu brânză? Gustoasă? Hai, poftă mare. Ducem acasă, da? Să vedem pe Mia. Da. A, noi am cumpărat ceva lui Mia. Ce? Ceva super. Ducem acasă să vezi? Da! Eu sunt fericită! Salut, Alex! Ce-am cumpărat mie. Hai, hai să vezi. Hai, să vedeți, Adică Alex a văzut deja. Adică Alex a văzut, dar eu n-am văzut. Tu nu ai văzut. Da, te-ai murdărit. Asta lucru, mă. Are de glod. De glod? Da. Mama, salut. Salut. Ce faci? Arena, uite-te încolo. Wow. Asta e alumiuța pușoară, mă mică. Colo apă și mâncare. Da, dar cum să faci mâncare? Mâncarea cuș la ora 9? Singurică. O să iasă singură mâncare. Bine. E să vezi la ora 9, bine? Biscuiții noștri sunt gata, putecum. Biscuiți? Da, de ăștia, de un văz. Mhm. Prima dată am încercat din nou. E smoi acum, așa? Cum a smoi, pe urmă să-mi tăresc. Da. Cum a smoi. Am pus o leac de scurțișoară. Nu știu, răși, răși. Am pus la 20 minute, 180 de grade. Fac biluță și le-am apăsat.
ușor de făcut. O găsit-o, da? Ei, și asta cu o labă pe gât. Simioțea, a venit stăpână acasă? Am ușat, trebuia să bei apă, a, vrei, nu vrei. S-o pui cu dea să las bei apă? Uh-huh. Eu nu vreau, eu băut acum, Maria. Eu băut. Ia, bie. Bie cu limbuța? Ce cască? Ei, nu apasă. Acuș, cred că nu-i sieti. Acuș, când o să mănânci, o să bei și apă. Eu cred că a spăl curtea, că a plouat azi, dar vrut săptămâna trecută să spăl și n-am mai spălat. Miuțea, mămoasea, mămoasea. Cu Alex doar. Știți că v-am spus că avem o nuntă simplă și l-am convins pe Sergiu să-și cumpere câte ceva mie, știi, deja cum se... Iocea, mămoși. Dar părea n-a te iubești, asta e iubire. Da. Încet, Arana, încet. Și l-am convins pe tati și să-mi luat ceva pentru nuntă. El niciodată nu-i trebuie nimic, așa că... Nunta să fie așa într-un stil de vară. Stil pentru de prieteni, fără rochii de mireas. Jumătate, da, a fost și un restaurant. Papucei. Sergiu, prima dată în viața lui a spart așa ceva. Eu ca tare cu sportexul mai mult. El merge ca clasic, ca sport. Da, e asta așa de ieșit. Nu de zi și sunt ieftini, 700 de lei le-am găsit astea. Și calitatea e bună. Și așa short și de asta. Nu știu, tricou. Era noi am găsit o rochiță pentru ziua lui Alex. Wow! Și lui Alex am găsit ceva pentru școală. A rămas încă o lună. Da. Și Alex pleacă la școală, clasa? Ce clasă? Treia. Nu știu, era în ce clasă. Așa, tata, clasa? Treia. Și am găsit pentru că uniforma lui Alex e negru-alb. Mm-hmm. Am mai rămas de anul trecut careva cămăși care sunt încă în stare bună. Super, e cadou. Și uitați-vă, este două. Mm-hmm. Fost prețuri buni. Și o perie de pantaloni am cumpărat lui Alex. Tot pentru școală. Din călțate am cumpărat în primăvară negri. Mm-hmm. Și s-au omulat. E papuci ce cu brol sau... Ah, da. Și niște papuci și s-au luat el. Că ești... Eu plăcut foarte mult. Super și foarte ușor. Și un costum am găsit. Și costum. Alex, pentru filmări ne place că s-a mai aprins. Uh-huh. Alex și le-a ales, deja el e mare. Uh-huh. Și iată așa. Îi place că are ștate cu Mickey Mouse. Și da. Și îi place așa ceva de el. Super. Așa. Ne-am dus să-i cumpărăm lui tata de îmbrăcat și am găsit și pentru Alex. Alex a rămas numai rechizitele școlare. Yeah. Clasa a treia, băiat mare deja. Alex, ghiozdan, acela de anul trecut, așa? Care bunica ți-a luat? În Grecia. Poate l-are două. Nu. A, unul l-a dat? Nu, din clasa întâia, nimic. Poate în Grecia, da, dacă să mergem. Da. Seara deja și ducem cu Ariana. Să vadă mâncărica cum ies. Ariana, mergi să vezi cum iese mâncarea lui Mia. Da? Hai. Alex, tu nu mergi? Stai că acuși încă un minut. Jumate de minute. Vrei să vezi cum o să iasă mâncărica, da? Văzut? Vine. Deja mie trebuie să obișnuiască cu sunetul ăsta. Ia că vine, v-a auzit. Miuța! Mie s-a trezit, Ariana, nu eu, nu-i foame încă. E foame. Hai, las-o, las-o spapie, pe urma să bei apă.